de vârf al culturii românești. Folclor au pierdut un om mare. Cu Marioara Murărescu a dispărut vocea tezaurului folcloric. Continuăm drumul printre amintiri. Amintirile tezaurului folcloric. O emisiune care timp de 31 de ani a adus în fața publicului cei mai iubiți artiști de muzică populară și pe care Marioara Murărescu a prezentat-o de la prima ediție. Ea probabil că a fost unul dintre ultimii mohicani, să zicem așa, ai seminției acestui popor din punct de vedere al calității și al tradiției muzicale populare românești. Emisiunea ei a fost o valoare și va rămâne o valoare foarte mare pentru folclorul românesc. A creat un curent în folclorul românesc și a dăruit toată viața și pentru ea nimic nu era mai înălțător decât folclorul românesc. O emisiune pe care a realizat-o și a prezentat-o până în urmă cu 2 ani. Lumea mă consideră puternică, dar să știi că în asemenea momente te cam părăsesc puterile. În 2008, marea doamnă a muzicii populare a fost diagnosticată cu cancer la sân. A urmat 2 operații și ședințe dureroase de chimioterapie, însă boala a recidivat la tiroidă. În urmă cu 2 ani, a decis să se bucure de familie până la sfârșitul vieții. Ce-ar fi fost să plângem unul pe umărul altuia? Puterea noastră mare vine de la nepoțelul meu, care venea acolo și mă întreba dacă mi-a trecut buba. S-a stins pe un pat de spital. În vară ea a fost internată la Cluj și de acolo a fost transferată la Elias în capitală. Marioara Murărescu avea 66 de ani. Îmi pare rău că n-am avut posibilitatea să stau mai mult cu părinții mei atunci când crescusem și eram în stare să pun întrebări și să aștept răspunsuri. Și, bineînțeles, îmi pare rău că nu m-am bucurat mai mult de copilăria mea.